Începând de astăzi, amenzile se pot plăti la jumătate din valoarea minimă în termen de 15 zile față de 48 de ore, cum se întâmpla până acum. În plus, ele nu se mai pot plăti direct polițistului. Măsurile sunt prevăzute în legea 203 din 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale care modifică ordonanța numărul 2 din 1990. Scopul adoptării acestui act normativ a fost tocmai ideea de a stimula cetățenii să achite într-o cât mai mare măsură amenzile. Concret spus, dacă agentul constată vă aplică o amendă de 200 de lei, iar minimul prevăzut de lege este 100 de lei, dumneavoastră veți putea achita în termen de 15 zile calendaristice doar 50 de lei. Rămâne însă de văzut dacă măsura va avea efectul scontat, întrucât nu este un secret pentru nimeni faptul că cine refuza până acum să achite amenziile în decurs de 48 de ore pentru a plăti numai jumătate din quantum, o făcea tocmai pentru că nu dorea să facă acest lucru în niciun fel de condiții. Anunțul privind intrarea în vigoare a legii 203 din 2018 a fost făcut astăzi de Ministerul Afacerilor Interne, care precizează pe o rețea de socializare că potrivit actului normativ amenziile nu vor mai putea fi achitate direct polițiștilor. În acest fel, estimează MAI, se elimină orice schimb de bani între cetățean și polițist.